Despre must-have-urile din neseser, adică ce ar trebui să aibă o doamnă, o domnișoară neapărat în borsetuța pe care o cară, iată, la terasă, la câte un eveniment și de ce nu la festivaluri, că am auzit că se vor ține în curând. Bună dimineața, Flori! Bună dimineața, Răzvan! Bine v-am găsit! Orice femeie pasionată de frumos are un întreg ritual de îngrijire. Vorbim astăzi despre trusa de machiaj. Cristina, bună dimineața, Cristina! Bună! Ce nu trebuie să ne lipsească din trusa de machiaj? În primul rând, înainte să vorbim despre o rutină de machiaj, cred că trebuie să avem grijă să avem o rutină corectă de skincare, pentru că dacă tenul nostru este bine îngrijit și produsele de machiaj au o altă aderență. Începem rutina noastră de make-up cu aplicarea fondului de ten. În funcție de nevoile pe care le are tenul nostru și de efectele pe care dorim să le obținem, putem alege un fond de ten cu acoperire mare sau putem alege o cremă nuanțatoare. Sau există așa zisele produse hibride. De exemplu, avem un fond de ten care încorporează beneficii de skincare și beneficii de make-up, asigurând un efect tratant pe tenul nostru. Ne hidratează și în același timp previne apariția ridurilor. Avem un fond de ten HD? Văd eu bine acolo? Da, 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 vezi foarte bine. Avem un fond de ten HD pentru că dacă tehnologia de filmare a trecut de la HD la 4K și în industria de make-up se păstrează această tendință și noi urmăm trendurile. Astfel încât acum sunt produse speciale cu Digital Complexion Technology incorporate în formula lor ca să scăpăm de filtrele de pe Instagram. Noi toate dorim să arătăm perfect în pozele pe care le postăm pe Instagram și atunci avem un fond de ten care ne ajută să nu mai folosim filtre pentru care tehnologia a incorporat. Foarte interesant acest lucru. Mai departe, ce avem acolo? Pudră neapărat pudră. Trebuie să avem. Neapărat, mai ales dacă avem un ten mix sau un ten gras, e bine să setăm fondul de ten cu o pudră și iarăși un produs foarte drăguț și de folos, aș spune eu, mai ales în perioada aceasta când razele soarelui încep să fie din ce în ce mai dăunătoare, există o pudră cu SPF 50. Și atunci, practic, este un produs 2 în 1, fixăm fondul de ten și ne protejăm de efectele negative ale razelui, de efectele negative ale soarelui. Exact. Și așa ca ce știm cu toții că cel mai bun produs anti-rid este SPF-ul. Deci SPF neapărat. Nu trebuie să ne lipsească, bineînțeles, rimelul. Nu trebuie să ne lipsească mascara, pentru că toate ne dorim să întoarcem, să avem, să toată lumea să întoarcă capul după noi și să avem o privire conturată. Și atunci, la mascara, recomand să aplicăm strat după strat, să nu insistăm din prima cu un strat foarte gros, less is more, construim. Aplicăm primul strat, lăsăm să se usuce câteva minute, venim cu al doilea strat și tot așa până obținem efectul pe care îl dorim, gene cu volum, alungite, curbate. Iar ca tips, dacă ne dorim o privire conturată și nu avem un liner cu care să facem acest lucru, luăm efectiv periuța de mascara, o așezăm orizontal la pliu pe pliul ploapei la baza ochilor și cu mișcări de zigzag insistăm de la rădăcină către vârful, astfel încât se conturează foarte bine privirea. Povestește mai departe, te rog frumos. Aici avem culori de ochi, înțeleg eu bine? E o paletă de blașuri. De blașuri, dar, okay. Bineînțeles, se pot folosi și ca și far de ploape, pentru că asta este să fim creativi și să aplicăm, să folosim produsele cât mai creativ posibil. Noi, atunci când avem o stare de bine, suntem îmbujorați. Și atunci, cum facem acest lucru din machiaj, în cazul în care nu avem întotdeauna o stare bună, folosim puțin blaș, aplicăm pe pomeți și îi evidențiem astfel încât tenul nostru să arate proaspăt. Această trusă, la ce ne folosește? Este pentru machiajul sprâncenelor, să nu uităm de sprâncene, pentru că este foarte important ele să fie corect pensate și corect îngrijite, dar dacă dorim să avem unele goluri sau fire care lipsesc, atunci ne folosim de un truc de make-up, folosim o pensulă și ușor, ușor, din aproape în aproape, și la fardul de sprâncene și la toate produsele de make-up less is more, ne definim forma sprâncenelor. Rujul, mai purtăm încă mască? Cum facem ca atunci când dăm masca jos să nu îl avem întins? Alegem un ruj rezistent la transfer. Din păcate, mai purtăm mască. Dar ce ne dorim toate doamnele este ca atunci când ajungem la restaurant și ne dăm masca jos, să nu avem rujul întins pe toată fața, ci rujul să fie pe buze. Și atunci alegem un ruj de buze long-lasting și rezistent la transfer, să ne asigurăm că el nu se transferă pe mască, ci rămâne pe buzele noastre. Vine vara, vom merge la mare cu siguranță. Ce folosim acolo?
La mare adoptăm un machiaj cât mai natural. SPF de bază, atât în rutina de skincare, cât și dacă alegem o cremă cu pigmenți, de exemplu, să are SPF, este pentru un efect natural al tenului și are pigmenți colorați care în contact cu tenul nostru se adaptează la nuanța și textura lui și este potrivită atât de la un ten deschis până la un ten bronzant. Atunci avem și SPF, avem și un efect mediu de acoperire și un gloss pe buze. Aș merge pe un efect cât mai natural, pentru că la plajă dorim să ne bucurăm de soare și să fim naturale, să fim noi. Cristina, îți mulțumesc mult de tot pentru aceste sfaturi. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întâlnesc la voi. Mulțumim tare mult, fetelor.